Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Giant Machines. The fuel is low. Cum mă, că pare că e destul de mult. Bine am regăsit la un episod de Giant Machines 2017. Ne plimbăm cu mașinuța aici. Nu mai țin minte ce... De fapt, asta e un nivel nou. Plimbam noi... trebuie să alimentăm. Wow, stai un pic. Mi-ați dat poze pe Facebook cu mașinile astea reale. Sunt foarte șmechere. Stai așa că dăm cu spatele. Oricum, mașina asta reală eu nu cred că se bălângăne așa. Opa. Gata? Perfect. Motorul oprim, hai să ne dăm jos și să alimentăm. Dăm mașină. Știți ceva? Repede dau și o luminositate mare pentru că nu înțeleg mai nimic de aici. Coborâm și trebuie să alimentăm. Am mai făcut noi asta odată, țineți minte. Și cred că alimentează sau ce se întâmplă? Nu că e zero. Și ce ar trebui eu să-i fac ca să alimenteze? Diesel. Aha. Cred că trebuie să mă urc aici pe scară ca să-i dau drumul. Da. Nu. Dar tot cred că bagă. Fuel storage. Aha, uite aici. La full se oprește automat, dacă nu mă înșel. Da. Next up. Ok, boss, știu ce trebuie să fac. Măcar de aici. Aia s-a oprit, nu? Da, s-a oprit automat. Hai să urcăm și să plecăm. Avem și 12 minute la dispoziție. Adică nu e chiar așa... Trebuie să ne grăbim. We can't allow them to block this road. Go on and pull over and I'll call for help. La naiba, a blocat. Oh, ce derapează mașina asta așa? Pietrele au blocat drumul. Oh, nu. Ok, hai că oprim aici, aparent. Ok, perfect. Ne dăm jos și cheamă ăsta ajutor. Ia. A venit mașina, ok, hai ne mai zice tot, că știm și noi. Pac, ne dăm jos și trebuie să ridicăm pietrele. Prima dată trebuie să vedem cum ne va urci în mașina asta. Naiba să fie. Scara asta și că e invizibilă. Ok, am intrat. I-am dat drumul. Ia uite, avem muzică, ok. Hai să vedem butoanele pe care trebuie să o apăsăm. Handbrake pe space, pressure, blade up, blade down. Nu e chiar atât de greu, cred. Trebuie să le dau la o parte. Oh, înțeleg. Aha. Ok, le împingem. Nu e mare jumecherie. Aha, mă gândesc că dacă le împingi... Ok. Și pe ăsta mare cum neba îl împing? Nu, hai la dreapta. Păi îl împinge așa, nu e stres. Mă, de ce e cu roșu? Hai că lăsăm la urmă pe ăla. Stai așa că voiam să le împingem pe astea pe toate. Zici că sunt mingiuțe de alea de aer. Le împingi fără niciun stres. Ok. Băi, va dura puțin, dar uite, dacă ne ducem noi la stânga, le putem împinge direct în afara drumului. Balls on parade. Am primit un achievement. Trebuie să le împingem mai mult în drum. Cum am pus acolo, nu e bine. Așa, hai, întoarce-te. Băi, nu e mare chestie. 14 din 17. Mai sunt? Câte sunt, băi, ești nebun? Credeam că doar ăstea. 16 din... Nu. Trebuie să dăm cu spatele. Nu știți voi de astea. Și cu asta ce naiba facem? Trebuie să o împingem de tot. Cum, bă, nu cred? Stai acolo, nu mai veni. Nebuno. Piatra nebună.
16 din 17. Hai să mai eliberăm din presiune. Ia. Că sunt curios unde o pune. Hai. Bine. Reach the... Ok. Stai, cred că pot să mă dau jos din asta și mă duc și iau aia mare. Cam avem 400 de metri, n-am cum să merg cu aia 400 de metri, că merge super încet. Merge încet. Din păcate n-am văzut gardul și am intrat direct în el. Nu cred, s-a... Nu cred că trebuia să se întâmple asta. Oh, haide, nu îmi spune că ne-am răsturnat de tot. Haide, hai că poți, hai că poți, hai că poți! Oh, oh, doamne, 300 de tone, tocmai s-au răsturnat, poți imagina? Ok, hai că am ajuns. Oh, doamne, avem și mai mult de mers. Oh, nu. Și avem și tornadă. Ne-a completat misiunea automat când am ajuns la checkpoint. Hai să vedem ce mai urmează. Asta, misiunea asta a fost aiurea, adică doar ne-am plimbat cu o mașină. Loading. Oh, asta e mișto. Ok. Motocicletă. Ok, deja avem vreo 40 de frame-uri. Ai, soare, e frumos acum. Dar iar mă plimbă cu asta, adică după ce că m-am plimbat peste un kilometru, mă plimb iarăși. Yeah, yeah. Ok. Deci m-am plimbat cu asta, de m-am săturat. Nu mai vreau. Trebuie să întoarcem noi aici. Uite. Așa, haide. Știu că m-am lovit, e ok, e ok. Bun. Dăm cu fața. Și cu mare grijă trebuie să descărcăm. Păcat că nu-i nimeni la volan, adică nu se vede caracterul. Zici că e mașină cu proprie inteligență. Ho! Hai. Gata, mă. Hai, descarcă, descarcă. Hai, 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 hai. Să cadă tot. Peste 200 am avut. Wait for component to deliver. Ok. Hai să parcăm. Pressure level is high. Hai, bă, să parcăm. Vrea să parcăm sau nu? Hai că avem loc să întoarcem. Perfect. Ah, nu-mi zic că treia cu spatele. La naiba! No way! Iar mă plimb! Hai, frate, că-și bate joc. Uitați-vă și voi cât am de mers. Oh my god. Hai că poți, hai că poți, hai că poți. Bun. Hai să vedem ce mai urmează. Sper că ceva mai interesant. Well, all right. The shuttle is ready. Ok, trebuie să ridicăm aia. Și... Start? Stai, ce mi-arată? A, acolo. Oh, așa se mută cu mașina de asta? Ok, iar conduc. Ia uite, mă, muzicuță, zici că merg cu racheta pe stradă. 500 de metri să plimb racheta, e glumă? Nici măcar nu pot să o scot de aici, se lovește. Și cum
trebuie eu să scot racheta când se lovește? A, uite așa, se zgârie un pic, e în regulă. Nu are nimic special mașina asta, doar plimbă o rachetă. 500 de metri să merg cu 10 la oră? Hai că poți, hai că poți, hai. Se poate! Nu mai dau cu spatele să întorc, că durează... un milion de ani. Vai de capul meu, va dura o eternitate. Dăm frumos cu spatele. Și... parcăm. Nu e distractiv să conduci asta pe stradă, vă spun eu, pentru că e prea lungă. Prea lată. Enter the nearest thugs, ZMTO, and bring the machine. Ok, vrea să mă urc în chestia asta? Știți, ne-am urcat la începutul jocului. Deci n-am ce să fac. În episodul ăsta pur și simplu doar conduc. Deci doar conduc. Atâta fac. Hai să vedem. Mă pune să merg la 500 de metri? Launch the mobile crane. Ok. Fii atent că mă pune să mă plimb și cu asta. Fii atent. Ia. Asta unde trebuie să o mai duc? Oprește și tu! Băi, nu mașina! Asta, o, Doamne, trebuie să mergem la 600 de metri. Deci, pur și simplu, conduci în episodul ăsta, atât. Sau în nivelul ăsta. Conducem 600 de metri, adică ne întoarcem de unde am plecat. Minunat! Arată și cum să parcăm. Ok. Hai că sunt în linie. E bine. Bun. Acum. Ce mai urmează? The crane operates in optimal conditions from this spot. Da, știu asta. Ah, da, că trebuie să mă în spate, corect, are dreptate. Ok. Pornită. Unfold. Și sparge urechile. Dar trebuie să se transforme asta într-o macara, corect? Nu știu exact ce să mutăm, dar hai să vedem dacă tot am mutat toate mașinăriile astea până aici. M-am plimbat în episodul ăsta o groază. Dar mă rog, o fac off-camera pentru că e plictisitor. Ne arată și în colț acolo cât la sută e gata. Mișto. Zici că se transformă. De fapt, chiar se transformă. Wow, damn! Ok, shut the fuck up! Hai să ridicăm! O, oh, trebuie să iau chestia aia! Hai să vedem! Vai de mine! Trebuie să iau racheta și să o bag? Se întinde asta așa mult? Parcă aveam și o macară de asta de jucărie. Vai de mine, și cum ne-am oprind? Habar nu am, mă apuc de capăt? A, de capăt! Bă, dar se întinde, voi vedeți? Ok, habar n-am unde pun asta. Cu grijă să nu explodeze. Cred că explodează, fiți atenți că explodează. Cred că o să fim rip toți, băieți. Ce facem asta în aer? Și cum ne opunem? A lovit pământul!
Cum pun eu aia acolo? Cred că va dura ceva. Nu știu dacă e destul de sus, pentru că nu văd. Cred că e, dar trebuie întinsă mult de tot macara. Vă dați seama că toate astea sunt calculate? Ok, ok. Bă, ești nebun. Probabil că așa e și în viața reală. Hai, 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 că trebuie să lăsăm asta. E bine? Vai de capul meu, și după aia trebuie să o punem în dreapta. Vai. O putem doar întoarce, mă gândesc. Dacă o întoarcem așa, va dura ceva. Nu vine bine așa? Perfect, mă. Boom. What heck? You did a damn... Doamne, a fost destul de greu. Ia să vedem care e următoarea misiune. All right. We are now. Ce trebuie să facem noi? Trebuie să mergem... Oh, e tot cu naveta. Open the gate. Probabil în episodul viitor vom lansa racheta. Cred că va fi destul de șmecher. Voi încheia aici episodul. Normal aș mai fi continuat, dar trebuie să plec și nu mai pot să filmez. Dar data viitoare cu siguranță vom... Vine strănut. Cu siguranță data viitoare vom decola. Vom vedea. Va fi destul de interesant episodul următor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!